Salutare, domnilor, și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Am făcut ce am făcut și iar ne-a prins ora 5 dimineață. Nu ne-a prins treji, doar ce ne-am trezit. Dar de data asta mergem la relax, mergem la mare și am zis că o să vă iau și pe voi cu noi, pentru că ați fost cu noi și la greu, iar acum trebuie să fiți și la bine. Noi pregătim micul dejun. Se ocupă cremă de orez cu unt de migdale. Frumos. O masă bogată. Da, fructe de pădure, proteine și așa mai departe. Mesele pentru drum sunt făcute, ne așteaptă frumos să le punem în punguță. Am luat baterii din acele din gheață, cu gheață, și le punem la noi. Am mai pregătit aici câte ceva să luăm la noi. Bine, o să oprim și la magazin. Da. Cât am tai? 20 grame. Cât? Nu, că nu am nici 30. Da, cam și galbenuș, dar mi-a făcut proteină, știi? Mamă, dar și umăr se vede când stau așa, băi, iubi. Hai, mamă. Ok, domnilor, ne punem să mâncăm și revenim cu update de pe drum, de la cazare, din apă, ne dăm cu ulei, ne facem toate nebuniile, ne dăm întâi bombe și așa mai departe. Abia aștept să mănânc niște porumb fier și niște mici. Haideți, pauză! Ok, domnilor, am ajuns la Galați, am luat o mică pauză acum să mai bem o cafea, ne mai mergem pe la baie și așa mai departe. Mai avem 3 ore cam așa de aici, cam pe la 2:30 ajungem, ne cazăm, iar după aia la plajă. Power! Gata, gata, am ajuns în Las Vegas. Băi, Alex, trezește-te să vezi podul, mă! Băi, băiatule, iau deci minunile arhitecturale. Cel mai mare pod din lume. Mai este ceva de genul Las Vegas, dar nu am ajuns acolo. Iau de steagul României, cum lăfăi. Am văzut că scoteau ăștia șurubul cu mâna de bier. De Doamne, sunt stărâmi cât trecem. S-a umflat și asfaltul. Foarte, foarte frumos. Mai arată-le la domni, nu? Că eu din mine îmi sătui oameni. Mă arătam pe mine, că eu nu prea am văzut. Arată-o leacă ce râie ai pe mâine. Ia uitați. De la tanic. Ia uitați, Doamne. Dar cred că numai eu am rămas cu așa ceva. Ia uitați. Muncă. Îi se cojesc pișoarele. Muncă. Tu n-ai, nu? Eu scurat. Topurat. Finuț. Asta a fost podul. Revenim cu mamaia. Mergem, luăm o șampanie, o roabă de șampanie, ceva frumos. O căruță. Da, o să te sun. Hai, pa. Hai, pa. În Londra, gentuța, pentru pastilele alea de menținere rece. Da. Asta, domnilor, este a doua zi. Ieri nu am mai filmat nimic pentru că mă dau seama, trezit de dimineață pe drum, foarte agitat. Am ajuns, am ieșit puțin la plajă, după aia am ieșit și am mâncat cu Alex, prietenul meu, foarte bun de aici, și cu Iubi, și cu Rață, și cu Jesse. Iar cum m-am trezit, este 6:30, m-am trezit mai dimineață ca să pot să merg la sală, este o sală aici. Voi mânca o masă și merg să fac niște umeri. Între timp mai lăsăm fetele să doarmă. Este foarte frumos aici, o să vă fac și un room tour mai târziu. După aia mergem la plajă. După aia de seară mâncăm ceva, dar o să vă iau cu mine peste tot. Haideți să vă arăt un pic pe aici, prin prejurim, și după aia revenim cu prima masă a zilei. Ok, domnilor, am revenit cu prima masă. Am aici două întregi și două felii de pâine, toast de secară, 120 de grame de fulgi de ovăz, fructe de pădure, banană
și proteină hidrolizată. Alex are cam la fel, doar că o văz. A, și albușul, bine, nu? Mâncăm și mergem la antrenament. Domnilor, mare atenție, toată lumea, toată luna pe suplimentevitabolic.ro, dar și pe vitabolic.eu, pe site-ul european. Dacă folosiți codul meu de reducere, MironVTV, primiți 10% reducere, plus vă înscrieți gratis la giveaway-ul lunar, dar luna asta m-am gândit să fac un giveaway puțin mai mare ca să vă întorc și eu ceva înapoi, să celebrăm așa concursul. Deci locul 1, dacă folosește codul de reducere, va primi suplimente de 500 de lei plus o lună de online coaching gratuit. Locul 2, o lună de online coaching gratuit, sau dacă omul poate nu vrea acum online coaching, își alege suplimente de 300 de lei. Iar locul 3, un ghiozdan tactic de la Vitabolic foarte tare, de asta cum am eu genul ăsta de ca la IFBB Pro, așa, la 210 lei. O să las poza aici ca să-l vedeți. Tot ce trebuie să faceți este să folosiți codul de reducere MironVTB, v-ați înscris automat, eu pe 1 luna viitoare, 1 octombrie, extract primii 3 câștigători și ați plecat acasă cu suplimente. Power, ne vedem de la sală. Ok, ok, ne-am pregătit, am coborât aici jos la restaurant, însă încă este închis, așa că ne-am luat de la Tonomat câte un espresso. Ca săraci. Ca săraci, frumos. Și Alex. Îl bem și mergem la sală. E ca pre-workout ăsta, așa se spune. Power. Să vă arăt așa și restaurantul pe aici, pentru că arată bine. Frumos. Asta e restaurantul. Măslin, frumos, tot ce trebuie. Iau ce claxonează. Ok, ok, am ajuns la sală și am făcut încălzire, iar acum voi începe cu ridicări laterale cu ganterele. Alex se încălzește și el, cam asta este sala. Avem tot ce ne trebuie. Facem și un pic de cardio, aici e piscina. Gantere, frumos, helcometru, scripete, de fapt, hex squat. Ne facem treaba perfect. Cum ești? Bine, mai sughiți? Nu? Nu, bun. Hai să-i dăm drumul la treabă.
Cam așa este și piscina afară, dar o să venim mai încolo oricum să stăm un pic. Doar așa, un mic preview. Și aici era sala. Mergem, tati? Power Rangers. Hai să ne luăm ceva să mâncăm și... Hai! E 10, mama. Te-ai odihnit? Am fost la sală, gata. Vreau să țărăși ceva, să le mor de râs. Dacă nu trebuie. Dacă pun asta în vlog, te-am terminat. Dacă pun asta în vlog, te-am terminat. Deci... Să stai la blocul ăsta aici și să ai plaja. Ok, domnilor, mergem la plajă. O zi de leg day. Să coborăm aceste trepte, este puțin provocator. Priveliștea este una frumoasă. Îmi doare un deget la picior și nu știu de ce, dar vedem. A dat drumul la filmare? Ce facem? Am fără spaia dublu. Mai dau, da. Hai că nu. Hai să mai trec. Ok, domnilor, am plecat de la plajă. Iar acum am ieșit frumos să mergem să mâncăm ceva. Suntem pe faleză. Încă nu știu exact unde mergem. Am auzit că avem vreo 12 minute de mers pe jos până acolo și ne întâlnim cu încă cineva. Cred că în seara asta o să mănânc un somon, sincer să fiu. Iubie și ea prezentă, Alex, Jesse, toată lumea. Prezența! Da. Spre surprinderea mea este destul de multă lume. Dacă eu am 19 ani, dacă eu am 19 ani și tu ai 7. Ok, domnilor, gata, vacanța, ne-am întors la Iași, este luni, este 7 dimineață, am venit la catedrală aici și voiam să vă spun că dacă tot facem lucruri ca să ne simțim, nu știu, bine fizic și așa mai departe, trebuie să facem câte ceva și pentru suflet, așa că vă recomand să faceți ceea ce vă regăsiți voi, dar să nu uitați să fiți recunoscători. Cam acesta a fost vlogul de astăzi. Vă mulțumesc mult pentru susținere. Nu uitați de share, like și subscribe. Vă mai filmez un pic aici și vă las. O zi bună! Ia bunic! S-a luat așa. Uite, aici să faci cu apă. Vitamina C pentru imunitate. Da. Cum ai zis că ai diabet, nu ți-am luat cartofi, că n-ai voie. S-a luat, îți faci ciuperci, salam, brânză copită. Vrem buști, pâine integrală. Da? Mă tale stai aici, la... Da, aici, prinde pe... Bun. Da, să rămână, să vă dau prostii, mă duc acasă. Bine.